Agricultorii au protestat astăzi în fața sediului Ministerului Finanțelor. Fermierii care au terenuri cu suprafețe ce depășesc 15 hectare sunt nemulțumiți de faptul că au rămas fără compensații. Potrivit președintelui UniAgroProtect Alexandru Sluser, la protest au ieșit reprezentanții a 116 întreprinderi care au rămas fără compensație la mere livrate toamna trecută către fabricile de procesare. Anterior, ministrul Agriculturii a spus că urmează să se identifice un mecanism de plată a acestor compensații. Și președintele PSRM Igor Dodon a anunțat că începând cu data de 27 august în toată țara se vor desfășura ample acțiuni de protest, iar după manifestațiile ce vor avea loc în raioane spre sfârșitul lunii septembrie, este anunțat un protest de amploare la Chișinău. Dodon a mai precizat că flashmobul organizat pe 27 august va fi un semn de protest față de actuala guvernare, care, în opinia socialiștilor, continuă regresul social-economic al țării. Compania Avia Invest, care a primit în concesiune aeroportul internațional Chișinău, a reacționat după ce premierul Valeriu Streleț a spus că ar putea fi reziliat contractul de concesionare și că a fost creat un grup de lucru pentru a verifica care au fost premisele legale pentru o astfel de tranzacție. Reprezentanții companiei Avia Invest au declarat că ei își respectă angajamentele și obligațiunile, cât ține de donațiile de peste 9 milioane de lei făcute de companie către clubul de fotbal Milsami Orhei. Ei au precizat că Avia Invest este o companie privată și nu poate fi limitată. Primarul de Bălți, Renato Usatăi, l-a numit pe Iurie Vlas, fost șef al CNA Nord, în funcția de director al Asociației Piețelor din municipiu. Potrivit lui Usatăi, experiența de muncă a lui Vlas în cadrul organelor de drept îl va ajuta să facă ordine în piețe, dar și să aducă modificările care vor face piețele din Bălți mai atractive. La rândul său, Iurie Vlas a menționat că realizează ce responsabilitate mare i-a revenit și că va trece la muncă chiar de azi. Circa 14% din terenurile agricole din Găgăuzia se află în paragină. Despre aceasta, șeful Direcției Agricultură, Serghei Babi, i-a informat pe membrii Comitetului Executiv de la Comrat. Potrivit gagauzinfo.md, Babi a precizat că nu sunt prelucrate 16.349 de hectare, acestea fiind în special livezi și vii lăsate de izbeliște. Bașcanul Găgăuziei Irina Vlah a dispus direcțiilor de profil să pregătească propunerile lor în vederea redresării situației. Corina Fusu a apostrofat-o astăzi pe fostul ministru al educației Maia Sandu, spunând că aceasta și echipa ei nu și-au făcut datoria. Recent, Fusu a spus că vrea să facă modificări în regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în școli, document care a fost propus anterior de Sandu. Liberala Corina Fusu vrea ca aspiranții la funcția de director de școală să nu prezinte la concurs certificatul ce atestă standardul minim de competențe profesionale și manageriale, iar propunerea sa a provocat un val de nemulțumire în societate, fiind invocat amestecul politicului. Cu toate acestea, Fusu dă asigurări că până la luarea unei decizii finale vor fi organizate și dezbateri publice la această temă. Ministrul de Interne, Oleg Balan, a fost decorat înainte de 27 august cu medalia jubiliară Proclamarea Independenței Republicii Moldova. Distincția i-a fost oferită de președintele Federației Naționale a Subdiviziunilor cu Destinație Specială, Stanislav Zaharov. Totodată, în cadrul întâlnirii cu Oleg Balan, membrii federației au venit cu propuneri de conlucrare între ei și minister. Federația întrunește peste 1200 de veterani ai MAI, Serviciului Informației și Securitate și Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Membrii platformei civice Demnitate și Adevăr îndeamnă cetățenii să vină la protestul ce va fi organizat pe 6 septembrie în Piața Marii Adunări Naționale din capitală. Aceștia au dat asigurări că manifestațiile vor fi pașnice, iar subiectele abordate vor fi jaful miliardului, politizarea instituțiilor de stat sau justiția din țara noastră. Cancelarul german Angela Merkel și președintele francez François Hollande au reafirmat la întrevederea avută la Berlin cu președintele ucrainean Petro Poroshenko că aplicarea acordului de la Minsk este unica modalitate pentru încetarea luptelor în estul Ucrainei, aflată în cea de-a 16-a lună de conflict. Discuțiile desfășurate luni între cei trei lideri s-au axat pe căile de menținere a acordului prin retragerea armamentelor și permiterea accesului misiunilor OSCE în zona de conflict.
Președintele Statelor Unite ale Americii Barack Obama i-a permis vicepreședintelui său Joe Biden să candideze în alegerile prezidențiale americane din 2016, dacă acesta va vrea. Obama consideră că alegerea lui Biden ca partener de curs în 2008 a fost cea mai inteligentă decizie politică a sa, a declarat un purtător de cuvânt al Casei Albe. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a decis convocarea de alegeri legislative anticipate, după eșecul negocierilor pentru formarea unui guvern de coaliție. În comunicatul oficial al administrației prezidențiale nu se precizează data viitorului scrutin, însă Erdogan a indicat deja că acesta va avea loc pe 1 noiembrie.